Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc pe canalul Agricultura de la Vest la Est. 19 octombrie, da, nici nu mai știu în ce dată suntem. Am mutat de locație acest modul din fermă și am decis ca astăzi să vă arăt egalizarea, având în vedere că am mutat stupii. Am urcat stupii de jos, apoi pe modul și vă aduceți aminte că în penultimul filmuleț v-am filmat un stup cu 4 rame și v-am spus că acela este cel mai slab pe care l-avem. Ei, astăzi am hotărât să legalizăm și am hotărât să compar cu dumneavoastră acest procedeu pe care eu îl aplic. Adică să-i ofer o șansă. Acum, marea întrebare a egalizărilor este cui oferi această șansă. Eu am mai spus-o pe niște live-uri că șansa egalizării ofer stupilor care din anumite motive, nu genetic, da, au rămas în urmă. Adică nu sunt acei stupi care sunt praf și hai să îi salvăm ca să avem la număr. Ci vorbim despre acei stupi care din motive și-au schimbat mătcile mai târziu, au fost roi care i-am neglijat, da? Și-au mărși tinere, decidem ca să le dăm o șansă. Ei, șansa pe care noi le-o dăm constă în faptul că le dăm albină top, le dăm din stupii performări, albină performer, și împingem, ca să spun așa, pentru a vedea cum se comportă mătcile pe timp de iarnă. Niciodată nu luăm de la stupi slabi și dăm la stupi slabi ceea ce marea majoritate fac, sau iau de la stupi slabi și dau la stupi buni, distrugând, da, coloniile și așa mai departe. Nu, dragii mei. Noi ce facem? Luăm de la stupi pe 8-9 rame de albină, o ramă de albină, și dăm la stupi pe 3 și 4 rame, da? Pentru a da o șansă acelor mărci și o oportunitate acelor mărci. Eu aplic această modalitate pentru a putea vedea dacă materialul genetic este ok și dacă merită în următorul sezon activ ca acea colonie să continue sau nu în stupină. Da. Repet, celor cărora li se dau această albină sunt mărci tinere întotdeauna. Sunt mărci care n-au putut să confirme din anumite motive și e numai normal să le putem ajuta ca ele la rândul lor să poată confirma dacă merită și pot să ducă. Da. Pentru că de multe ori distruge material genetic foarte bun în detrimentul unui material genetic slab. Da, doar prin faptul că unele colonii nu s-au putut dezvolta armonios, adecvat, datorită unor factori. Da, și acestea pot să fie factori de neglijență din partea mea, calitate de apicultor. Mă repet, poate să fie pentru că s-a schimbat matca și matca nu a reușit să se, da, să mai împună puieri și așa mai departe. Ei, astăzi o să vă arătăm la un stup. Da, care este procedura noastră? Mă repet, nu aplicați încă pentru că suntem într-o perioadă destul de călduroasă. Am văzut un coleg care propaga ideea, nu contează, de acum încolo puteți să dați albină de la unii la alții. Oare? La 20 de grade, cât sunt în estul țării, la 25 de grade, cât sunt în est, în sud și în vestul țării, credeți că se poate da albină așa, hai să dăm albină de la un stup la altul, că nu se întâmplă nimic? Nu, oameni buni, este cea mai mare minciună și cea mai mare
prostie pe care am putut-o auzi din partea unui youtuber apicultor, da? Așa cum susține dânsul că este, că vezi, Doamne, putem să dăm albine. Da, în zona lui, în pădure, pe acolo, pe unde o fi având el stupii pe coclaurele alea, probabil, probabil că nici nu mai are albină prin lăs și poate să facă ce vrea pe acolo. Dar noi care suntem apicultori și care suntem în zone mai călduroase, nu ne permitem să dăm albina așa, hai să dăm albina, că ne arde nouă ca să dăm albina. Nu, dragii mei. Da? Deci albina se dă în momentul în care începe sezonul rece. Vă repet, eu pot să fac lucrul acesta pentru că am mutat azi noapte, este ora 3 după masa, albina nu este orientată, că nu are cum, și eu pot să fac această manevră. Da? Bun. Acum o să merg cu colegul meu, cu Cristi. Cristi, vino. Te rog. Aici avem niște perii, aici avem modulul. Te rog, hai grijă doar la butoane. Hai să arătăm colonia căruia o să-i dăm da, aceasta este. O să-i dăm albina. Da? Deci aceasta este colonia căruia noi să... Opa! S-a prins șurofanul, asta îl dau peste cap, îl rabatez așa și după aceea îl dăm înapoi. Da. Unde e dalta și creștele? Da, scot o ramă de aici. Prima dată să arăt colegilor care este colonia. Să scot o ramă pentru că asta o să o introduc dincolo, la stupul de la care o să iau albine. Da. Bun. Acesta este stupul pe patru rame. Vreau să vi-l arăt ca să înțelegeți, da? Cărei tip de colonii îi dau eu, da? Pentru că mulți vă zice, băi, pe bune, e praf, e varza. Băi, nu știu cât de varză e, asta o să o spuneți voi acum. Ia uitați cum arată, da? De albină, ia uitați cât albină are. Eu spun că nu e varză. Dar eu am o altă filozofie și alte idei privitor la modul de lucru și am gândit că poate vă este benefic. Ia uitați ce înseamnă matcă tânără. Încă avem puiet, da? Uitați aici puietul. Cristi, te rog, filmează. Poți să apropii și poți să depărtezi cu mâna pe ecran. Da? Vezi? Da. Da? Bun. Da, deci încă avem puiet. Uitați pe două părți, puietul iasă. Uitați matca, ceea ce vă spuneam, că este matcă tânără, nemarcată. Uitați-o, vedeți? Asta vă spuneam. O vedeți? Se vede, Cristi? Da. Matcă tânără, nemarcată. Da, la mine toate mătcile sunt marcate cu galben. Ei, și vreau să o mai ajut. Adică îmi place cum arată, îmi place cum a lucrat, dar așa sunt eu, mai sofisticat, să zic așa, și îmi place mie altcumva lucrurile făcute, da? Deci nu puteți spune că este un stup sau nu. Criticii poate să spună. Deci uitați, mâncare are suficientă, are păstură. Da? Bun. Ei, ce fac eu la acest stup, da? Bun, o să-l introduc înapoi. Uitați, pac. Nu uitați ce fac, da? Am scos o ramă de aici. Uitați care este procedura mea. Mergem la un stup, de exemplu acesta de aici, nu? Hai, este aici. Mergem la un stup... Mergem la un stup pe 9 rame. Hai încoace. Uitați aici. Avem mai mulți întorși pe 9 rame pentru că vrem să mai ajutăm câțiva. Uitați aici. Da, deci asta este un... Este un balaur. Altcumva nu îl putem numi, deci din punct de vedere tehnic, nu știu cum l-ai numi, un stup de genul acesta. Da, ia uitați aici. Aici e mâncare, albina, nu această ramă. Nu ne interesează această ramă, această ramă o să-i rămână lui. Asta ne interesează pe noi. Vedeți? Asta este rama pe care noi ne interesează pe noi, da? Asta este albina care ne interesează, dragii mei. Vedeți? Asta este. Aici niciodată nu o să avem matcă. Nici măcar nu căutăm matca. În zona aceasta nu are ce să caute matca.
Și uitați ce facem? Simplu. Ferim această diafragmă. Cu o mână este greu. Și introducem această ramă direct în colonie. Da? Ce ziceți? E bine? E rău? O să aud eu critici pe acolo, că vai, că ai lărgit cuibul. Da. Hai să zicem că e un fel de a lărgi cuibul toamna. N-am avut noi ce lucra. Lasă, să lărgim noi cuibul și să fie criticii fericiți. Unde-i veritul? Celofanul era batat. Asta este egalizare, dragii mei. Din punctul meu de vedere. Din punctul vostru. Nu știu ce este. Punct. L-am închis pe asta. Acum o să mă duc la cel top. Da? O să mă duc la cel top. O să-l văd puțin, pentru că mă interesează să-l văd. Ia uitați ce a rămas la asta. Stă albina. Stă albina pe el de duduie. Vorba mea. Ce rost are ăsta să aibă atâta mar de albina. Ia uitați aici. Ia uitați, stă în... Ce vorbești, băi, mâncare bătută. Asta duduie de albină. Cred că fi mai avut și puiet, nu știu, habar. Ia uitați cum stă albina în straturi aici. Da. Uite, are și puiet. Nesimțitul. Da. Deci vă repet, cum să poți să dai albină doar dacă muți, le muți din locație și nu sunt orientate, dar să fii pe aceeași locație și să dai acum albină așa necontrolat. Pă, ia uitați aici albină. Nu îl mai desfacă, n-are rost. Deci asta este ideea. Acum o să-l strâng la loc. Uitați ce fac. O să-i pui rama cu miere, da? O să-i pui rama cu miere aici. O să-i introduc diafragma. Iar rama aceasta, da? O să-i o transfer aici. Punct. Ați înțeles? Și așa continuă. Da? Așa se fac egalizările, asta este procedeul prin care noi egalizăm. Nu știu dacă v-a plăcut, nu știu dacă sunteți mulțumiți de ceea ce am făcut, nu știu dacă sunteți de acord cu noi, în schimb este modalitatea mea de lucru, este felul meu de a lucra și dacă vreți să-l respectați, ok, dacă nu lucrați, cum doriți dumneavoastră. Toate acestea fiind spuse, Dumnezeu cu noi până vedem toate cele bune.